Adrian Țuțuian este îngrijorat de situația dată de creșterea numărului de câini fără stăpân și a pericolului pe care îl reprezintă aceștia pentru cetățeni. Trebuie să avem grijă mai întâi de oameni, a arătat Adrian Țuțuianu, exprimând pe marginea temei extrem de sensibile o opinie personală potrivit căreia este vremea pentru măsuri ferme. De altfel, acesta a mărturisit că a avut de-a face nu doar odată cu colții unor câini comunitari agresivi. N-am intrat într-o analiză aprofundată, dar eu cred că nu e loc de paliative, așa. Trebuie să găsim o soluție care sigur va nemulțumi pe iubitorii de animale. Eu vă spun un punct de vedere personal. Deci nu e loc acum de măsuri din astea paliative. Eu cred că trebuie să avem grijă mai întâi de oameni. Povestea asta cu adăposturi pentru câini, cu fundații, cu milioane de euro aruncați pe apa sâmbetei, eu nu o agrez. În Târgoviște, dacă mergem, problema câinilor comunitari este unul de-a dreptul dramatică. Și am avut și eu o experiență personală. Anul trecut, în fața băncii la Bagpost, mi-a rupt un costum un câine, iar tot anul trecut, sau cred că anul ăsta, în prima parte a anului, eu am salvat o mamă cu un copil în căruț care pur și simplu a fost încercuită de câini în zona casei de oaspeți de la Consiliul Județean. Deci lucrurile nu pot continua așa. Eu sunt pentru o soluție care este una mai radicală. Cine ia câini să ia să aibă grijă de ei, eu am acasă doi, da? Dar am grijă de ei, nu sunt pe stradă. Dacă nu există o asemenea soluție, atunci trebuie găsite altele. Începând cu, nu cu, sau mergând până la eutanasie.